Salvamont Gorj desfășoară în perioada următoare o serie de activități privind siguranța turiștilor. Mai exact, echipele de salvare vor verifica traseele turistice montane pe care se vor monta semne cu vopsea fotoluminescentă pentru o mai bună vizibilitate pe timpul nopții. Deci profităm de acest debut mai liniștit de sezon de vară și demarăm o amplă acțiune de verificare a traseelor turistice montane. Vom mai verifica încă 5 trasee, deci aproape jumătate din toate traseele din Gorj. Vom monta pe ele în premieră națională acele semne cu vopsea fotoluminescentă, deci pentru prima dată în România vom folosi acest tip de vopsea care va permite ca semnele să fie vizibile și pe timp de noapte. Este o inițiativă nouă, sperăm noi să aibă mare succes, dar suntem siguri că am văzut în testele făcute că această vopsea va ajuta ca turiștii să se orienteze mult mai bine pe timpul nopții. Echipajele Salvamont se vor axa pe acțiunea de remarcare a semnelor. Deci ne vom axa pe aceste acțiuni de remarcare și în paralel vom vedea și care este situația traselor de alpiniști de escaladă din cheile Sohodorului, din cheile Galbenului, cheile Oltețului, pentru că va începe sezonul și cu siguranță vom avea foarte mulți turiști pe ele. Zona Baia de Fir este foarte atractivă pentru cei care vin să practice via ferată. Avem peste 20 de trasee de via ferată acolo, făcute de un inimos și un mare iubitor al muntelui. Atrag zeci de turiști în fiecare săptămână și poate avem și câteodată și sute, dar acest lucru ne impune și o mare atenție din partea noastră. Asigurăm patrulare preventivă în zonă, pentru că săptămânal avem un incident sau două în acea zonă. Pentru a efectua aceste trasee, de multe ori oamenii sar peste pregătirea necesară. De aceea, echipajul Salvamont trebuie să aibă grijă de siguranța turiștilor.